în Rusia se întâmplă diverse chestii de-astea amuzante. Ei bine, la Olimpiada Internațională chiar asta s-a întâmplat. În ultima seară toată lumea aștepta să intre în sala de calculatoare. Diverse chestii. Unii să se joace, alții să vadă mail-ul, alții să uite la rezultate. Și sala era încuiată. Așa că eram cel puțin 50 de oameni în toate țările. Așteptam să se descuie. Nu știu ce așteptam, pentru că nu venea nimeni. Eu chiar am încercat să iau inițiativa și m-am dus și am întrebat pe acolo. Vine ghidul, ne deschide. Păi ghizii au plecat acasă. Hai că dăm telefonul unul să vină, dar ajunge în jumătate de oră. Am stat și am așteptat. Până să vină ghizie, au venit rușii. Adică vreo 3 din echipa rusii. Hai să uită ei la ușă. Vorbesc ceva, n-am înțeles ce vorbesc, că nu știu, în păcate rus. Păi la un moment dat unul din ei se duce, dă niște cutii la o parte pe coridor și dispare. Ce-au fi făcut? Nu știu. Deci nici un minut mai târziu se deschid luminile în sala de calculatoare și ne descuie pe dinăuntru. Au reușit să spargă o ușă prin spate, dar nu să o spargă, doar să spargă lacătul. Și i-a luat mai puțin de un minut să facă chestia asta. Deci poveștile, legendele din Rusia sunt adevărate. Partea mai amuzantă este că tipul ăla a luat și aur. Când eram foarte mic, 3-4 ani, plăcea să mă joc calculatorul de buzunar. Și cam cred că de acolo a început, că îmi plăceau numerele alea. Știam toate puterile lui 2, deși nu știam că sunt puterile lui 2, până pe la 65.536. Eram foarte mândru de asta. Deci, într-un fel, joi și vineri sunteți în competiție unii cu alții. Acum la un concurs nu e bine. Am ținut o lecție pentru lotul olimpic de matematică, lecție de pregătire. Lecția se numește Rădăcini primitive modulo N și este chiar și lucrarea mea de licență. De ce are nevoie un elev ca să meargă la Olimpiada Internațională de Matematică și să performeze acolo? Pentru că suntem în 2014, în primul rând aș spune timp. Evident, contează și talentul și faptul să-ți placă matematica. Pentru că dacă nu faci cu plăcere, atunci nu o să iasă bine la un moment dat. Dar acum concurența la nivel internațional este foarte ridicată și ai nevoie de foarte mult timp ca să te pregătești. Materia de clasă te învață bazele și cât suficient pentru examenul de bac. Iar aici se aprofundează foarte, foarte, foarte mult. Aici nu vreau să vă dau indicații pentru așa ceva. Onorabil, dar toată lumea o face și eu am făcut-o, am reușit să scot puncte, dar ideea este că există o diferență. Mie ce mi-a plăcut la matematică e că totul era oarecum exact și dacă lucrurile erau ok, nu ținea de interpretare și puteai să înțelegi logic. Adică mie asta mi-a plăcut, faptul că înțelegeai logic despre ce e vorba. În clasa 11 am participat la Olimpiada Pluridisciplinară Tuimada din Iacuția, unde am luat medalie de argint. Bine, a fost unul din rezultatele mele mai slabe, pentru că am greșit prostește. Ce ai greșit? N-am știut să fac problema de clasa a treia. Am greșit un pic la ea. Și chiar era de clasa a treia, pentru că n-aveai nevoie decât de adunarea numerelor până la 100. Dar am greșit la ea și în principiu am ratat aurul din cauza aia. Am tot ce ține de Olimpiada din Iacuția, din Siberia, de care spuneam. Deoarece noi am fost acolo, nordul Siberiei, undeva la vreo 60 de kilometri de cel mai apropiat oraș, au făcut un internat, dar era foarte modern făcut. Dar era singura chestie modernă pe o rază de 60 de kilometri. Și cam toată aventura de acolo a fost amuzantă, inclusiv atunci când ne-am urcat în autobuzul. Cred că era mai mult microbuz sau nu știu ce era. Probabil că a fost un tank în primul război mondial, cam așa că se cam rupea.
și ne-a dus la internatul ăla. Și la un moment dat, deci asta, aici am rămas toți mască, drumul a făcut la dreapta, dar noi nu. Am luat-o pe iarbă. Și cam așa. Și mergea cu 90-100 și pur și simplu a luat-o direct pe iarbă. Eu chiar văd că stăpânești metoda și faci calculele corect, dar nu finalizezi și greșești votul geometric. Și după ce mi-ai explicat așa vreo 5-10 minute, că chiar am făcut bine ce am făcut și așa, dar nu e zero. Marea majoritate a elevilor se duc în străinătate. Majoritatea vor să meargă în America. Dacă nu se poate în America, atunci Anglia, Germania. Și da, marea majoritate pleacă. Mergând înapoi în 2007, în momentul în care tu ai participat ultima oară la Olimpiada Internațională de Matematică, câți dintre colegii tăi, membrii ai lotului internațional, au plecat din țară? Dacă ne referim la echipă, în echipă eram eu, Adi Zahariuc și Ciprian Ionescu, de clasa 12. Ei doi au plecat. Am vrut să rămân în România pentru că nu am vrut să plec. Diverse motive personale și nu mi-ar fi plăcut. Eu nu m-aș fi simțit bine acolo. Toată treaba asta cu plecatul în străinătate nu e chiar așa de simplă precum sună la început. Adică nu e suficient să ai olimpiadă și gata, te duci imediat. Testele de engleză în principiu sunt dificile și ai nevoie de un punctaj bun și dacă nu faci bine la testele de engleză, medalii la internațională nu te mai ajută. Pe pătrat când de minus 1 și 3 să fie prim între ele. De așa e luat P-ul. Da, deci aia P de forma 3 ca plus 2. Ok, și aici? Dar părerea mea este că nu trebuie să obligi copilul să facă olimpiadă. Evident, olimpiada nu e pentru toată lumea. Și dacă împingi copilul prea mult și îl pui să lucreze foarte mult, pierde alte lucruri, cum ar fi timpul liber din liceu, care eu cred că orice copil are nevoie de chestia asta. Eu am avut norocul ca părinții mei să mă susțină în ceea ce vreau eu să fac și să nu insist. Un om oarecare obișnuit, o să fie mai interesat de, nu știu, jocurile olimpice sau fotbal, pentru că alea, dacă te uiți, e interesant să te uiți. O olimpiadă de matematică nu prea e la ce să te uiți. Adică citește, au făcut bine, ok, bravo, dar nu prea poți să faci o emisiune în care să arăți 500 de elevi care stau și scriu, că nici nu poți să arăți ce scriu. Adică n-ar fi foarte interesant în punct de vedere al celui care se uită așa ceva. La sport sunt foarte mulți amatori de fotbal, de exemplu. Deci, într-un fel, văd logica. Dar da, am simțit că reprezint România.